Senatorul PSD Neculai Bereanu a declarat că problemele actuale din Partidul Social Democrat ar putea fi rezolvate printr-un congres care să se desfășoare cel târziu în luna octombrie. Parlamentarul sucevean a afirmat că ar susține și un președinte interimar la conducerea PSD dacă situația o va impune. Întrebat dacă Liviu Dragnea ar trebui să preia președinția interimară a partidului, senatorul PSD Neculai Bereanu a subliniat că PSD trebuie să aibă cât mai grabnic o structură aleasă prin congres, însă poate să aibă susținere din partea activului de partid și o conducere interimară. Eu, dacă discutăm de acest subiect colateral, consider că ar trebui un congres cât mai rapid al Partidului Social Democrat. Acum, cine va prelua Partidul Social Democrat se va stabili la congres. Sunt lideri marcanți în Partidul Social Democrat care pot conduce acest partid, Rovana Plumb, Liviu Dragnea, Liviu Băniceiu și alți lideri marcanți care sunt convins că ar putea duce în continuare guvernarea României și ar putea conduce Partidul Social Democrat în 2016 să câștige alegerile atât locale cât și parlamentare. Și consider că, și eu cred că un congres ar elucida aceste probleme în Partidul Social Democrat. Dacă nu se clarifică situația, probabil CEX-ul va decide un interimar care va conduce Partidul Social Democrat până la viitorul congres. Și președintele interimar, bineînțeles că are legitimitate, vă dați seama că ar fi absurd să considerăm că un președinte interimar pentru o anumită perioadă să nu-i dăm legitimitatea de care are nevoie ca să conducă acest partid. Dar ca un organism, ca și partid al PSD, eu consider că un congres prin alegerea președintului și numai a președintului, a întregului birou național, ar trebui să aibă loc cât mai repede, dacă va avea loc. Dacă nu va avea loc și cei din conducerea actuală, centrală, va considera să mergem cu un interimat, vom susține acel președinte interimar, oricare ar fi el. Alegerile în organizația județeană a PSD Suceava vor fi la toamnă, cel mai probabil în septembrie.